Selecționerul național sub 20 de ani, Costin Curele, alături de noi în platou. Bine ai venit, Costin, mulțumesc că ești alături de noi. Și Emilian Hulubei. Emilian, am văzut și comunicatul vostru. Chiar sunt profund revoltat de tot ceea ce se întâmplă și de faptul că, repet ce am spus și în introducere, nu consider că este reprezentativ pentru ce înseamnă cultura, educația, oamenilor din România în care vreau să trăiesc. Repet, șobolanii de tastatură să stea în spatele tastaturii și să jignească mai puțin, să-și asume, să fie oameni asumați care să-și asume opiniile, fără nickname-uri și fără altceva. Spuneți fraților ce aveți, dar nu mai jigniți în halul ăsta și ne puneți la, nu știu, în subsolul civilizației europene din cauza unor, nici nu pot să-i numesc. Da, totul se întâmplă din cauza lipsei de cultură și lipsei de educație. În păcate, exact ce am spus și în emisiunile anterioare, nu se mai face educație, nici la nivel de copii și juniori, nici la nivel de seniori. Nu se mai face educație absolut deloc în școli, ceea ce e trist. Noi avem campanii și am tot făcut campanii cu rasism. Nu mai apăruseră în ultimul timp cazuri de rasism, dar uite că în continuare nu învățăm nimic din trecut și avem același comportament, un comportament care, din punctul meu de vedere, trebuie sancționat. Da. Uite că, din păcate, nu sunt sancționate persoanele, dar sunt, în cazul României, de exemplu, a fost sancționată Naționala României cu neprezentarea. Nu a fost caz de rasism, dar tot un caz de rasism, da, tot un caz de indisciplină. Din păcate nu învățăm nimic. Înțeleg că și un jucător, nu știu, a investigat sau ați apucat să vă interesați ce cu Robert Stănici de la Măgurele, în ce măsură e el. El susține că i-a fost spart contul de Instagram. Acum Federația, am văzut că a reacționat. Foarte grav. Comisia de disciplină la Federație care investigează. Noi nu suntem organ de investigație. Nu avem cum să investigăm noi, să vedem ce a făcut Stănici, dacă a făcut el sau dacă n-a făcut el. Există Comisia de disciplină a Federației Române de Fotbal. Dacă se dovedește că el a făcut și el a postat, atunci se suferă sancțiuni conform regulamentului. Să inventeze poliția Facebook-ului, dacă nu e, nu există deja, și să identifice, repet, pe toți frustrații și neasumații. Acesta este mesajul lui Daua, după ce a fost jignit, cum a fost jignit. Noi ce putem să facem în continuare este să facem campanii împreună cu fotbaliștii, împreună cu oamenii implicați în fotbal, campanii de informare a suporterilor, a jucătorilor, de... Hai să și traduc acest mesaj, Emilian, mă scuzi. Greșelile fac parte din fotbal, dar nimeni nu poate să mă insulte din cauza culorii pielii. Poți să fii dezamăgit, dar respectă și nu fi rasist. Apropo, banii pe care îi cheltuiți voi nu sunt problema mea și nici responsabilitatea mea. Sunt plătit să joc fotbal. Nu să vă fac pe voi mai bogați, trimitere pentru faptul că probabil au fost înjurat. Pe pariuri. Pe pariuri, da. Asta voiam să zic acum. Probabil jignit pentru că au fost oameni care au pierdut bani la pariuri. Adică nici măcar asta nu e o scuză și nu e. Repet, suntem o nație sau nu suntem o nație? Sunt printre noi oameni care nu-și asumă, care n-au responsabilitatea opiniilor, a părerilor, se ascund după tastatură și, repet, în spatele unor nickname-uri de 2 lei, jignesc pe toată lumea. Nu, e prea mult. Ar trebui Facebook-ul, Instagram-ul să blocheze, practic, utilizatorii, să le închidă conturile, pentru că astfel de mesaje nu au ce căuta în spațiu virtual. Din păcate, în spațiu virtual, oricine poate să spună orice, oricine poate să facă orice. Nu este ok. Ar trebui să existe niște filtre, niște oameni care se ocupe de, dacă tot dai drumul la o rețea de socializare atât de mare, controlează într-un fel, pentru că n-ai cum să lași oamenii să-și exprime punctul de vedere și să jignească oamenii în continuu. Am văzut pe Facebook, pe Instagram, sunt tot felul de mesaje jignitoare, postări jignitoare. Ar trebui controlat un pic. Se pare că a luat o razna, pur și simplu. Și fotbaliști, și bine, noi nu suntem importanți ca jurnaliști, dar și pe mine mă înjură o grămadă de descreierați, amenințări și tot felul de lucruri. Nu contez eu, sigur, dar... Ok, e dreptul la opinie, dar exprimă-ți dreptul la opinie civilizat, într-un mod civilizat, dacă ai sărit calul în momentul în care te întâlnești, asta exact. E mai grav și se ascund în spatele unor, de asta asumă-ți, nu știu, foști colegi, i-ai fi dat afară, ce l-ai făcut, alții, care, ce probleme ori fi avut, dar spune, frate, în față ce ai de spus și lasă-o, că nu poți să mergi la infinit așa și să îți bagi joc de tot.
Ce ziceai, Severin? Că m-am enervat. Gata, mă și calmez. Am văzut și mai devreme tot ce ai publicat. Mi-a atras atenția și apropo de ce se întâmplă, o imagine de la antrenamentul Rapidului de azi, dincolo de rivalități, dincolo de orice luptă în campionat, aceasta este poza răspuns a jucătorilor de la Rapid. E o campanie, nu? Împotriva rasismului și iată că și rapidiștii se alătură și susțin un coleg de la o rivală, dar aici nu mai e vorba nici de echipe rivale, nici despre nimic. E vorba de a fi oameni și, nu știu, vreau să cred, suntem. Eu personal am fost în 2010, mi-am amintesc apropo de campania asta, să meargă, să aducem jucători din Africa de Sud. Am fost în 2010 în Africa de Sud, mi s-a părut extraordinar. Sigur că sunt zone în care nu e recomandat să ajungi, dar oameni, suntem oameni cu toții. Vrei să aduci jucători de acolo? Nu dă bine, s-a mai întâmplat și pe la mai de mult, pe la s-a întâmplat cu Chiajna, rapid, adică ajung rapidiștii care sunt ținta rasismului de obicei să fie acuzați de rasism. Dar atunci am intermediat noi o întâlnire între suporterul respectiv și jucător. Au venit la birou și au strâns mâna și a cerut scuze în public. Nu mai fost cazul acela Colțescu, din păcate. Cred că nu ne reprezintă. Eu cred că ei nici nu-și dau seama de gravitatea lucrurilor. Sincer, adică aruncă niște vorbe tot și nu-și dau seama zis Emilian. Cât de mult poate să-l apese pe jucătorul respectiv sau pe omul respectiv. Am văzut și se aruncă cuvintele cu așa o ușurință, este incredibil. Și știi că cel mai ușor e să faci rău. Da, categoric. Și atunci, ei cred că nu realizează. Și revenim la această lipsă de educație și de cultură. Și, din păcate, cred că societatea noastră se duce într-o direcție greșită. Dacă vedeți și acasă, nu știu, eu mai văd, mai ies afară și nu știu dacă mă salută vreun din copiii ăia de ne știm de ani de zile și se joacă copiii mei și nu știu dacă zic bună seara, sunt câțiva care spun. Uh-huh. Adică așa niște chestii mărunte sau un mulțumesc, un bună ziua. Lucru care are de neconceput pentru voi, pentru noi, generațiile noastre mici fiind. Mă forțau că nu știu cum, dar părinții știu. Știam vecinii și dacă îl vedeam în bloc trebuia să-l salut. Pentru că eram învățat de către părinți de acasă. Dar acum părinții săraci lucrează la 8 la 18. Asta nu e o explicație, că lucrezi, ai timp să faci și educație seara, trebuie să-ți faci timp pentru copii, până la urmă, normal, așa, trebuie să-ți educi copiii. Sunt de acord, Costin, din ce în ce mai puțin își fac timp, da, din păcate. Și lucrul ăsta putem să-l translatăm în fotbal, nu? Pentru că tu te ocupi de generații tinere, de fotbaliști, și asta vorbeam cu Marius Nicolae ieri după emisiune, am mai stat un pic după emisiune, vorbeam ce se întâmplă și dinamica asta, unde suntem, cum suntem și ce să facem să ne oprim de pe mersul ăsta pe topogan. Și spuneam lucruri sincere din punctul meu de vedere și generația lor era la fel, nu era mult diferită, în sensul că aveau și ei acces la distracție, făceau, dar ce făcea diferența la generația voastră, mi se părea că era mult mai mult respect, adică, nu știu, când se pronunțau nume gen Neluțu Sabou sau eu știu de către un jucător, nu știu, aproape cu Evlavie vorbeai despre mari fotbaliști. Acum nu mai văd respectul ăsta. Exista mai mult respect și față de fotbaliștii mai mari ca și vârstă, mai experimentați, mai cu anumită valoare, un plus de valoare față de ceilalți. Noi când am pășit la fotbal, eram cu capul în pământ când am intrat în vestiarul primei echipe. La nivelul la care am fost noi. Acum nu mai există. Se comportă la fel. Ei asta văd. Din păcate, tineretul din ziua de azi preia doar anumite lucruri. Ce văd și ei pe Facebook. Păi toți sunt plini de bani sau ce viață au toți. Păi tata, voi știți ce e în spatele acelui lucru? Câtă muncă și cât respect și tot ceea ce se întâmplă. Ei preiau niște lucruri pe care le văd. Și deci voi erați gașca nebună, dar tot respectați. Dar bineînțeles, nebun, nebun, dar respectați. Plus încă un aspect important, educația financiară. Sunt jucători tineri, foarte tineri în România, care câștigă niște bani frumoși, care nu știu să-i drămuiască și nici măcar nu sunt educați în sensul ăsta. Și atunci ce fac? Îi cheltuie pe mașini, îi cheltuie pe haine. Asta nu că ar fi un lucru rău, dar ar trebui să existe o educație din punctul ăsta și nu îți pierzi valorile în momentul în care... Tu ai zis, Emilian, că ai o grămadă de programe la tine, am la grămadă, fan, și nu sunt accesate cineva? Nu sunt accesează nimeni. Păi, am avut și împreună cu Emil Nunu, am făcut un program special pentru ei. Ei am invitat să participe la un seminar legat de educație financiară. Au participat doi fotbaliști. Ninu Ducu.
Ducu Nino, da, știu. Da. Fostul fotbalist. Și au venit doi. Și au venit doi, da. Acum pregătim un curs de engleză pentru jucători. Să văd cât o să se înscrie. Pentru că e foarte important. Mie mi se pare că una din problemele jucătorilor. Adică da, este făcut de noi în colaborare cu niște profesori. Și ei trebuie să plătească taxe sau ceva? O să trebuiască să plătească minim, o taxă, dar o să dăm o bursă pentru 10 jucători, 15 jucători, 20 de jucători care vor să acceseze cursul respectiv. O să plătim noi din cotizațiile jucătorilor. Numai să vină. Numai să vină, pentru că, uite, diferența mare dintre jucătorii români și jucătorii străini este această barieră a limbii. În momentul în care un jucător e transferat afară, uite cazul Moruțan, s-a dus în Turcia, nu știa o engleză, nu știa nimica. Nu putea să se înțeleagă cu nimeni acolo. Normal că te marginalizează jucătorii cu echipierii și atunci riști să intri în depresie, zici, riști să nu mai joci, riști să nu-ți arăți adevărata valoare pentru că ai o problemă. Și asta cu bariera... sensibilitatea, prea sensibil suntem noi. Și asta, da, și prea cocoloșiți. Pentru că noi suntem cocoloșiți de la copii și junior. Exact. Dacă ai un pic de talent, cei de acolo știu, vai, să nu-l pierd pe ăsta. Și nu, oricum nu o să ajungă, dacă nu are un caracter, că tu vezi caracterul de mic. Narcis, ai vrut să ajungi mai târziu să ocolești discuția asta cu Daua, nu? Că noi cu asta am început, da, nu știu, cu ce s-a întâmplat. E o practică pe care o folosesc și Dan Petrescu. Primele minute ale jocului se uita din tribună așa. Adică m-am uitat la monitor să văd Costin, cum... cred că ar putea să ne spună dacă ar desecretiza Costin. Mai uite ce senin e acum. Uite ce liniștit e Costin. Asta era mai mult la meciurile de pregătire. Și da, de pregătire, da. Dar mă uit și la Panir. Dar vezi cum a fost pe loc repaus Panir? Că e liniștit, l-aș trimis pe mandolin din tribună. Că el s-a relaxat, dar s-a relaxat prea mult. Deci mi se pare că Panir e cel mai fericit de transferul ăsta lui Dan Petrescu. Te rog, Narcis. Păi ce să zic, legat de partea de engleză și de tot nu ce... Nu de engleză, de Daua, că cu asta am început noi, practic. În ce măsură, nu știu... România, microbiștii români, suntem rasiști, pentru că până la urmă acuzele sunt fățise cel puțin din partea doamnei Daua și mai cam înțelege-o. Deci eu cred că a luat prea în serios aceste mesaje. Dacă te uiți în cutia online virtuală a fiecăruia dintre noi, nu mai tâmpeni, vezi. Din partea unora. Adică din 1000... Asta am zis și eu mai devreme. Nu există un filtru. Din 1000, cred că 100 te înjură, indiferent ce ai făcut și ce faci și ce o să faci și cum te cheamă și ce culoare ai și ce culoare n-ai. De-aia zic că nici nu trebuie să bagi în seama. Adică eu recomand să, efectiv, să închidă mesageria dacă vede că e un fenomen, să-și vadă treaba lui. Că nu o să o scoți la capăt cu treaba asta. Dar sunt nu-ți dă o măsură ceea ce toate țările, sunt oameni serioși în toate țările și atunci nu trebuie să o ducem la nivel că România într-un fel sau știu. Efectiv, vei întâlni asta peste tot. Adică, asta este o, cum să zic eu, cealaltă parte a monedei, că suntem într-o interacțiune cu suporterii, ținând cont de platforme astea de socializare. Adică, ai parte și de sentimente extraordinare de laudă și de dragoste și de afecțiune, dar ai parte și de oameni frustrați care efectiv nu-și imaginează ce rău poate să facă atunci când jignesc un om. Că știi care e culmea? Ăla care l-a făcut pe el cum l-a făcut, dacă se întâlnește cu el, bă, o să facă poză cu el la colț, o să zică, băi, ce bun și ești. Și mie să zic asta. Adică mi s-a întâmplat de multe ori când am avut timp, că de multe ori nici am băgat de seamă, dar când efectiv aveam timp, începeam să comunic cu acei oameni care vorbeau urât. Deveneau cei mai agreabili oameni. De asta zic că nu știu de unde vine asta. Ești din educație, dar unii nu conștientizează ce înseamnă că cine e în partea cealaltă a firmei. Și de asta zic că nici nu merită să bage în seamă și îi recomand să își vadă mai departe de treabă, că este respectat față și de ce. Și mi-ai recomandat să vorbim mai mult de fotbal, nu? Da, dar e parte din fotbal. Înțeleg că este, până la urmă, unul dintre cele mai importante mesaje pe care le primim de la FIFA și UEFA legat de rasism. Dar nu e cazul să fim rasiști noi. Rasism înseamnă ură de rasă. Ce, unde ai văzut o ură de rasă? Tu ai văzut postările respective? Și nu le-am văzut, imaginez că sub orice critică. E ură de rasă. Vrei să-ți arăt postări care le primim noi să vezi dacă poți să le reproduci? Le și eu, ca să zic. Păi eu ce zic? Nu, nici nu merită băgat în seamă, efectiv. Adică... Bun. Meciul a fost unul bun. Costin. Da, meciul bun, cu ritm. Chiar a avărit. Da, chiar... dar... Și a fost o repriză în oglindă, așa. Da, dar cumva parcă Hermannstadt s-a speriat un pic de victorie, da, ce ar fi putut să se întâmple. S-a speriat când au fost în superioritate numerică, exact. Și au forțat sau au avut ocaziile mari pe final, că pe și final, vedem pe asta lui Iancu. În rest, FCSB a stat destul de bine eliminat cu un om mai puțin după eliminarea lui Daua. Mi se pare că a fost echipa mai activă, mai prezentă în joc. Da, în orice caz, meciul foarte bun.
meci bun, cu ritm, asta ne dorim să vedem în fiecare etapă, în avantajul fotbalului românesc și chiar mi-a plăcut. Acum, da, FCSB-ul s-a organizat bine, chiar și în 10 oameni, au jucători de valoare, au jucători cu potență fizică bună și e normal să acopere bine terenul și să închidă culoarele și spațiile. Și plus senzația asta că un pic Hermașad s-a speriat, parcă putea să forțeze mai mult. La tine, Dragoș Ancu, eligibil? Nu. Nu e eligibil nici pentru Under 21. Deci nu, n-ai nimic. N-am nimic de acolo. Nici la Sibiu, nici la... Nici la FCSB. N-am. La FCSB singurul care a fost Rada Slavescu. Care a fost la Under 20. Pe final un pic. O să ajungem să discutăm. Pentru că startul a fost unul bun, putea să fie și mai bun. Sau putea să fie perfect. Putea să fie perfect. Ținând că am condus până în minute 84, putea să fie perfect. 84 ați condus Portugalia. Bine, dar golul lucra la antrenamente. Golul nostru de 1-0. Începutul de meci l-am lucrat. Clar că nu așa. Dar chiar și cu Cehia în a doua repriză, tot pe greșeala lor, dar la fel... am jucat mingea în față lungă și am recuperat mingea a doua imediat, la 20 de metri am avut șut la poartă, care putea să intre în poartă. Dar da, atunci... Pentru cei care nu știu, Naționala Sub-20, condusă de Costin Curelea, începând de acum, a bătut Cehia cu 2-0 și după ce a condus 84, de fapt 84, minutul 3 a fost gol, nu? 80 de... Nu, secunda, minutul, secunda 10, ce da, minutul 1. Bine, hai nu 84, 83 de minute după ce a condus Portugalia. Pe final de repriză și în prelungiri am pierdut cu 2-1, da, am pierdut în Portugalia. Vom mai discuta și despre Naționala Sub-20. Cum ți s-a părut ție meciul în acest meci de seară? Eu am fost și aseară la emisiune, la Vali, cu Remus și Lăcă și la fel, mi-a plăcut foarte mult jocul. Mă așteptam să fie un joc bun, pentru că Hermannstadt este o echipă foarte bună. Chiar scuteam în evidență faptul că sunt echipele care folosesc cei mai puțini străini din campionatul nostru, nu că aș fi contra străinilor, dar e de apreciat când cineva apelează la jucător român, ținând cont că area de selecție este mai mică, bineînțeles, și Mălda nici nu are la dispoziție bugetul, să zicem, FCSB-ului, că erau ambele echipe cu jucători mai puțin străini și iată că reușește să fie spaima echipelor mari. Nu întâmplător este în prima parte, în zona play-off. Deci, din punctul de vedere, Mălda cred că are un viitor... promițător. Deja e certitudine. Nu, mă refer în sensul în care eu cred că foarte scurt timp fotbal va fi... foarte modern, organizarea de joc, pressing, sus, ceea ce combinație, nu mi-a plăcut, viteză când ai mingea. Ceea ce nu mi-a plăcut, cum să zic eu, la fel, atitudinea lor și frica asta de victorie, pentru că efectiv, ca la un semn, s-au retras, s-au devenit fricoși. Era și pe final de meci. Nu este nicio scuză. Când ai... Nu, niciodată. Mă gândeam din punct de vedere fizic, cum mi s-a părut. Nu. Ei sunt bine pregătiți fizic. Au plecat de la cap asta. Efectiv, le-a fost teamă. FCSB a simțit asta, pentru că... Dacă și asta are... cine o fac? Jucătorii din teren, nu trebuie să dea turnul ăsta. Pe de o parte, jucătorii, sigur că se ia și individual, dar sunt, mai sunt de regulă la echipele importante, jucători exponențiali care dau status sau țin la un moment dat și dau semnalul că trebuie mai mult și se poate mai mult, că sunt mai aproape, bineînțeles, decât antrenorul. Dacă nu există un astfel de jucător, atunci și antrenorul poate să facă treaba asta. Din declarația lui Mălda, mie mi s-a părut că și el era cumva mulțumit de modul cum s-a jucat și cum a evoluat scorul, așa că eu cred că și el trebuie să lucreze mai mult la partea asta, pentru că va fi un antrenor de echipă mare și atunci trebuie să gândească că fiecare meci trebuie câștigat. Și fiind cu echipier mai mare, sper să-i dai sfaturi, nu? Da, am fost colegi. Am făcut și chiar și colegii generației la școala de antrenori. Și nu trebuie să zici de 10 ori că Coman este de cei mai buni. Că atunci le intră tuturor jucătorilor în cap asta și le mai teamă și să-l atace. Mai bine zici că e de 10 ori bun Paraschiv și s-ar putea să dea 3 goluri Paraschiv. Da, e o abordare. A remarcat Narcis cât de mulți fotbaliști români au fost pe teren, dar eu am remarcat altceva. Cât de, nu știu, globalizat a ajuns să fie... fotbal în România, deci avem avut un mexican, am avut un japonez, am avut jucători din Camerun, din Ghana. Stai că îți spun eu acum. Ce? Știi ce? Păi la asta lucram. E interesant. La ce lucrezi? Și la treaba asta, de unde avem jucători. Și ce e interesant, că Hermannstadt-ul e o echipă în insolvență, o echipă care campionatul trecut a avut probleme financiare.
Și uite că au reușit în continuare, Mărdărășanu a rămas ca antrenor, a venit Dani Coman președinte și uite că au făcut o treabă foarte bună și au ajuns cu datoriile la zi. Adică sunt ok din punct de vedere financiar. O echipă care, după ce a fost depunctată, dacă vă aduceți aminte, toată lumea a cântat prohoz. Au zis că o să retrograde. Stai că își valorifică tableta, că tot vine cu ea. Hai să scriu și citesc tot ziua. Zi, domnule. Avem 180 de străini la începutul sezonului. Cei mai mulți sunt croați, 16, apoi brazilieni, 14 și pe locul 3 Franța, Portugalia, 10. Avem jucători, fii atent de unde, dacă credeți... Curaçao, mi se pare că nu, sezonul ăsta e... Avem din Aruba, din Congo, Burkina Faso, Venezuela, Madagascar, Guinea Ecuatorială, Malawi, Benin, Mauritania, Guatemala... Avem câte un jucător și din astfel de țări. Deci, cosmopoliți, frate. Așa cum ai spus, de... avem dintre pentru că pot fi legitimați, respectând regula să joace... Dar naționalități sunt astea. Da. Da, în toate ligile, nu ligate, doar în Liga 1. Nu, numai Liga 1. Superliga. Nu, numai Superliga. Superliga. 180 de străini și ăștia sunt astăzi naționalitățile. Bun, hai să...